Bună seara, sunt Gheorghe Velicu și am plăcerea de a vă prezenta și în această seară emisiunea Iluzii, Prejudecăți, Perspective. De data aceasta, invitatul meu este Marian Stavarache, un bun prieten al meu. Nu, mă rog, cred că n-are rost să spun mai multe despre Marian Stavarache. În același timp, în studio, alături de noi, se mai află și Alexandra Lupan, care va interveni la momentul oportun. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta este o temă puțin mai delicată. Dacă ar fi să ne raportăm acum, Marian, la Ludwig Wittgenstein, nici n-ar trebui să mai discutăm. Nu? Despre ceea ce nu se poate spune, trebuie să tăcem, ar trebui să tăcem o oră aici, în fața dumneavoastră. Mă rog, există multe modalități de a tăcea, nu? Uneori mai bine comunici prin tăceri decât Da. prin cuvinte, nu? Limbajul de foarte multe ori îl folosim pentru a disimula. De acord. Chiar ți-aș propune să tăcem o oră? Da, să tăcem vorbind. Da, bun, hai să Dar asta tăcem înseamnă să vorbind. nu spunem nimic. Tema, repet, este fericirea, o temă extrem de delicată. Pentru început am să fiu cât se poate de didactic, referindu-mă la niște definiții. Definițiile clar că și au rolul lor, dar în același timp e la fel de clar, nu? Că poți să știi ce este un tigru și fără să-i cunoști definiția. Sau poți să definești tigru și să nu știi ce este tigru. La fel stau lucrurile și cu poezia. Am mai căutat prin dicționare să găsesc ce înseamnă fericire, ce înseamnă plăcere, ce înseamnă bucurie, concepte pe care vom încerca să le punem în valoare în această seară. În unele dicționare nu am găsit nimic la termenul filosofie, nici la termenul plăcere, în câteva dicționare englezești. În dicționarul enciclopedic de filozofie de la Paris, 1994, scrie așa: fericirea, bon heur, înseamnă de fapt bun augur, derivat din latinescul augurium, care înseamnă șansă. Deci fericirea ar fi cumva legată de hazard, ar fi legată de șansă, ar fi ceva care ni se întâmplă sau s-ar putea să nu ni se întâmple, ar fi ceva pe care nu am putea să-l stăpânim. În același timp, bon din bon heur sugerează ideea de bine. Problema care se pune în continuare, care este natura acestui bine? E vorba de un bine moral? Este vorba despre plăcere? Despre ce anume? Fericirea, au zis foarte mulți filozofi din antichitate, este cel mai înalt scop pe care și-l propune omul, acel summum bonum, nu? Păi, eu te-aș întreba acum, și dacă există ceva mai presus decât fericirea? E o întrebare dificilă. Eu să zic bună seara și îți mulțumesc de invitație. Mă onorează. Sigur, nu știu dacă e o fericire să vorbești despre fericire, dar e O un să lucru discutăm bun. și despre tristețe cât de curând. E un lucru bun că m-ai invitat și îți mulțumesc frumos și de asemenea insist să fac urări de izbândă postului de televiziune nou născut. Înțeleg eu că n-are mult, Mulțumim. să aibă ecou, iar emisiuni de genul ăsta nu pot fi decât benefice în comunitatea noastră giurgiuveană. Revin, sunt onorat. Deja mă simt bine. Spațiul este foarte, cum să spun, generos și îmi convine. Dacă este ceva mai presus de fericire, este o întrebare foarte dificilă. Brusc m-ai făcut să-mi aduc aminte de exclamația lui unui scriitor francez: cum adică să fiu doar fericit? Ca și cum fericirea ar fi ceva ce ține de banalitate. Sigur, era vorba de un mare creator și probabil că viza altceva, viza performanța, creația absolută. Și atunci Pascal Bruckner, despre el vorbeam. Da. Dar eu nu l-aș decupla nici fericirea și creația și probabil un anume nivel, o anumită formă a fericirii. Pentru că există foarte multe forme de fericire. Și cred că, esențialmente, un om care a apucat să se nască, a avut proasta asta inspirație, mai mult sau mai puțin conștient, tângește către fericire. Fără să știi exact ce înseamnă, aș putea spune că funcționează negativ. Fericirea știe când nu o are, e mult mai edificat când nu o are, când o În general, pierde, și când o mai ratează. lejer vorbești despre nedreptate decât Exact. despre dreptate, despre lipsa Exact. libertății decât despre Exact. libertate. Resimțim mai bine absența aerului decât prezența Da. aerului.
mai puternic, pentru că ne pune în dificultate și dificultățile parcă sunt mai aproape. De aceea n-am să fiu de acord că există ceva mai sus de fericire, ci însă și creația pe care o viza Pascal Bruckner este o formă de fericire de un anume tip. Îl lidiez pentru fericirea asta. Ce scria Nichita Stănescu, nu sunt atât de fericit astăzi de parcă mi-aș lua la revedere de la viață. Pare ce să spun. De parcă mi-aș lua la revedere de la viață. De parcă aș lua un măr și l-aș pune în locul inimii ca să nu mai bată și să tacă, ca să tacă dracului odată din gură și eu să-ți dau din și să zic ia și tu și mușcă din măr. Da, este o poezie pe care și eu iubesc. Cred că Nichita Stănescu sugerează cu mintea lui formidabil un lucru esențial. Fericirea nu este un, cum să spun eu, o stare de o clipă. Eu aș plasa fericirea ca o stare complexă, afectiv, rațională, ce vizează întregul existent, adică viața însăși. Cred că finalul de viață impune întrebarea, am fost sau nu fericit? Am avut sau nu un destin reușit? Și până în atins finalul, nu știm cum vom atinge final, oricum noi ne îndreptăm spre final, te avertizez. Sunt îndatori să ne punem această întrebare și în final, când părăsim scena asta a lumii, să putem spune că a ieșit bine ce a ieșit. Probabil că asta viza Nichita Stănescu și eu sunt de acord cu această viziune, ca să spunem așa, ce vizează întreaga noastră existență. Nu poți să scoți din ecuație faptul că suntem finiți, suntem timp, suntem oameni dedicați morții, cum spune Heidegger, și fericirea are legătură cu lucrul ăsta. Întrebarea pe care ți-am pus-o adineauri este de fapt o întrebare pusă de Franz Liszt. El se întreba și dacă există ceva mai presus decât fericire. Dar fiindcă tot discutam pe drum venind spre studiourile TVR Giurgiu despre... Discutam la un moment dat totuși despre Boia, nu? Lucian Boia. Lucian Boia consideră că nevoia de absolut ar transcende chiar nevoia de absolut a omului ar transcende chiar nevoia de fericire, chiar nevoia de divinitate. Da, sunt astfel de personaje, astfel de indivizi care au această obsesie, să le bucăm pe gelul Ruscanu. Dar probabil că în momentul în care supra-licitezi ideea de absolut te condamn la nefericire. În fond, trebuie să atingi, cum să spun eu, nu se poate vorbi de fericire în afara ideii de armonie. Nu se poate vorbi de fericire în afara ideii de acord. Iar acest acord funcționează divers în diverse etape ale vieții ca o relație între ceea ce ai sperat, ceea ce ai dorit și ceea ce se întâmplă. Acest binom este fundamental și eu cred că întregul rulaj al vieții se face pe această relație dorință-realizare. Probabil că dacă proiectezi prea tare, cer prea mult de la tine, dincolo de potențialele tale efective, te condamn la ratare, deci la nefericire. Înțelepciunea esențială constă în a calibra, ca să folosesc un cuvânt pe care l-am auzit adineori, dorințele tale, proiecțiile tale cu potențialul tău efectiv și a găsit și niște împrejurări faste pentru realizarea lor. Eu obișnuiesc să spun ca formula unui destin reușit, e o formulă speculativă, că este necesar, sunt necesare trei condiții, fără a fi suficiente, pentru că trebuie spuse în practică după aceea. Trebuie să știi ce poți, în primul rând, trebuie să știi ce vrei, în al doilea rând și în al treilea rând fundamental este să vrei ce poți, adică să practici o existență lucidă, altfel te pasc maladiile de destin pe care le vedem în jurul nostru, ratarea, lenea, bovarismul și așa mai departe. O să discutăm și despre bovarisme, dacă o să avem timp, dacă o să ajungem și la plăcerile lecturii, fiindcă aici este vorba despre un bovarism feroce, nu, dar plăcut în același timp, o desfătare extraordinară, nu? Totuși, revin puțin la filozofii din Antichitate, nu? Celebrul Y, pe de-o parte, să zicem, ar fi plăcerea, că unii filozofi hedoniști, nu? De la Hedone, cer scuze, spectatorii cu siguranță că știu, dar
poate că bine să repetăm, hedon înseamnă plăcere. Unii filozofi în antichitate au considerat că fericirea constă în plăcere. Printre acești filosofi, și poate că numărul unu, a fost Epicur. Epicur care a fost asociat non-stop cu un porc, nu, care se bucură de o reputație proastă teribilă. Alți filosofi, nu, și chiar se poate spune că la modul general etica greacă este eudemonist, au considerat că de fapt fericirea consta într-o activitate nu realizată sub controlul rațiunii. Aristotel, da. Chiar s-ar putea face aici niște disocieri totuși între fericire și plăcere, plecând de la ceea ce spuneai și tu înainte. Plăcerea este efemeră, nu? Da, sigur că au legătură. Plăcerea, în momentele de maximă satisfacție, de pildă, se realizează și o pierdere a conștiinței de sine. Deci sigur. Plăcerea, am putea spune plecând de aici, scapă de sub controlul conștiinței, de sub controlul rațiunii. Da, am putea, de pildă, e vorba de pasionalitate, nu? Sau de impuls, da, da, vorbind, exagerăm puțin, am putea vorbi despre fericire, că fericirea este mai puțin intensă, mai puțin violentă decât plăcerea, că fericirea s-ar afla undeva în amonte, să zicem, și în aval de plăcere. Adică ești fericit în așteptarea, nu mai puțin, Maria, da, în așteptarea unei clipe plăcute sau ești fericit în amintirea unei clipe plăcute. Se pot face tot felul, și în același timp fericirea din acest punct de vedere ar ține, cum etica eudemonistă, nu, și de controlul rațiunei. Aici rațiunea este prezentă, conștiința este prezentă. Sigur, chiar și Epicur făcea distinția între plăceri inferioare și plăceri superioare și punea pe primul plan plăcerile spiritului, pentru că sunt plăcerile ale spiritului, delectere, e vorbit de lectură. Da, eu aș invoca faptul că ideea de fericire este o construcție mult mai amplă, adică este o compoziție, aș spune că o simfonie a stării de bine, care implică, evident, plăcerea, dar implică și neplăcerea, implică și asceza, durerea implică asumată. Implică și neplăcerea, numai o clipă, aici chiar s-ar putea pleca compoziție. De la Platon, de la stoici, nu? Stoicii erau, sigur, iubeau aproape durerea. Sigur. Era un punct de plecare spre înțelepciune. Înțeleptul trece peste, sigur, durere. Sigur, era un antrenament. Nu, Platon ura trupul. Nu, asceză, un antrenament. Iar sentimentul intim că îți controlezi funcțiunile, că ești stăpân pe tine însuți, ești hegemonicon, cum spuneau grecii, îți dă o anumită stare. Lăsarea în voie morala aceasta pur hedonistă, cred că nu, și care te lasă puțin, cum să spun eu, te lași, te pierzi puțin în valorile vieții tale, propriei tale vieți, o pierzi de sub control, este ca un vas care și-a pierdut cârma. Nu știu dacă poate fi asimilată cu fericirea, așa cum concep eu că există. Îți invoc, de exemplu, faptul că Steinhardt a scris jurnalul fericirii în închisoare, deci în condiții de o vitregie teribilă, greu imaginabilă, pentru că el avea un anume plan în care își exercita, cum să spun, voința de fericire, idealul fericirii. Și de asta spun că tot timpul și fiecare dintre noi are propria ecuație intimă. Fiecare are o aspirație, un set de dorințe, și asta creează un orizont de așteptare în diverse planuri, pentru că nu funcționăm preponderent în același plan. Iată, să zicem, un mare creator, să zicem, își obține fericirea printr-o grămadă sacrificii, cu o existență familială, să zicem, ruinată sau cu alte mari nefericiri lumești, dar obține fericirea pentru că el și-a plasat și a pus miza vieții sale pe planul creației. Și atunci, deși Eminescu a fost un om fericit în viața lui terestră, lumească, nu, dar a fost fericit pentru că a produs ceea ce a produs. Adică, ideea mea asta este, sigur că plăcerea este un ingredient fundamental al vieții, nu trebuie să brigorim plăcerea, așa cum ne cer uneori. Plăcerea, într-adevăr, a fost, două milenii de creștinism au diabolizat acest termen, termenul plăcere. Da, și de obicei hedoniștii sunt asociați cu tipii destrăbălați. Lucrurile nu stau absolut deloc așa.
Hedoniștii sunt acei tipi care își cultivă cu foarte multă grijă plăcerile, în doze aproape farmaceutice, și chiar am putea apropia din acest punct de vedere pe hedoniști și de asceți. Și o să chiar o, să încercăm să facem o relație între hedonism și ascetism, nu? Mai ales pe când de la Epicur, repet, el s-a bucurat de o reputație teribil de proastă, nu? Porcul de Epicur și așa mai departe. Într-adevăr, ceea ce mi se pare uluitor la Epicur, filozofia lui Epicur, cred că vine din trupul lui Epicur. Trupul lui Epicur, Epicur era un tip zăbănog, bolnav, incapabil să facă vreun exces, să bea mai mult, să mănânce prea mult și așa mai departe, deși s-a spus porcul, nu? Urmașii lui tot porci, un porc din turma lui Epicur. Epicur, un trup bolnav care trăiește într-o epocă bolnavă. O Atenă, nu, care își pierde hegemonia, crește șomajul, tot felul de nenorociri și în Atena și așa mai departe. Ori Epicur, de fapt, hedonismul Epicur conta în eliminarea durerii. Nu este sub nicio formă de acord cu durerea, cu suferința, nu o acceptă. Spre deosebire de stoici, care poate în secret iubeau durerea, spre deosebire de Platon, care ura trupul, este clar, nu, nicio legătură. Suma sema, nu? Da. Trupul e închisoarea sufletului. La Epicur, în ce constă, de fapt, fericirea, plăcerea? Plăcerea constă la Epicur în eliminarea suferinței, în ataraxie, liniște sufletească, lipsa tulburărilor, seninătate, calm, etc., etc., etc. Chiar l-am putea apropia de etica eudemonistă pe Epicur, deși a fost un hedonism, nu? Da, sigur. Da, este, dar este un nivel al conceptului fericirii. Adică, din punctul meu de vedere, nu e suficient ce propune Epicur. Nu e suficient, pentru că nu se poate rezuma la plăcere. Gândește-te că sunt provocări pe care ți le dai ție însuți, provocări de natură morală. Există o fericire de a fi consecvent cu tine însuți, în condiții vitrege, să fii în stare să-ți păstrezi principiile, să fii în stare să nu strădezi prietenii, să fii în stare sub tortură, să nu spui. Adică vreau să spun că mișcarea asta e profundă și ține de ipostaza, de situația în care te afli. Și atunci, în momentul în care ești consecvent cu tine, ești într-un fel de armonie cu tine însuți, eu despre asta spun că este fericire. Păi, clipă, cred că ideea esențială la Epicur este următoare. Lumea nu se mai putea schimba. Atena era într-o decădere totală. Și atunci cred că tipul își propune, domne, să te schimbi pe tine, să-ți făurești propria personalitate. Sigur. Propria autonomie, propria independență, nu propria liniște, propriul calm, etc., etc., decât să încerci să schimbi lumea. O idee care cred că este de actualitate în România de astăzi. Na, fără să intrăm în detalii. Dar apropo, totuși, Marian, de etica asta e eudemonistă, nu? Și la Epicur, de fapt, întâlnim aceste accente. Înfrânarea de la pasiuni, nu? Să-ți cizelezi dorințele, să le rarefiezi, să devină inofensive, nu? Să ajungi la calm, la ataraxie, nu? Chiar nu este loc de pasiuni? Chiar fericirea exclude pasiunile? Nu, eu am făcut, să nu confundăm plăcerile cu pasiunile. Cum să spun? Pasiunile sunt structuri afective. Eu vorbeam de faptul că poți să fii captat de aceste, de ideea de plăcere, de imperiul plăcerii, și să pierzi din vedere orizonturi mai vaste, valori mai importante în existență. Sigur că e vorba de pasiune, e vorba de pasionalitate, e vorba de dragoste, e vorba de adevăr, e vorba de cunoaștere, adică acolo sunt investiții enorme. Și despre asta vorbesc, despre ce aștepți tu de la tine, ce valori îți propui, spre ce orizont te îndrepți și în ce măsură atingi aceste idealuri care mijesc la orizont. Așa, sigur că e vorba de pasiune. Eu nu sunt deloc împotriva prigoanei plăcerilor. Există o carte recent apărută a lui Michel Onfray care se cheamă Prigoana plăcerilor, în care el atacă maniera în care creștinismul a semnificat trupul. Da, Michel Onfray este un hedonist. Face o apologie. Dar nu cred că e destul. Plăcerea trebuie incorporată într-un sistem de valori mult mai amplu. Ca să pot, aș putea spune, ca să o savurez mai mult. Ea trebuie să-și găsească locul ei pe o masă mult mai amplă. Altfel, nu știu. Pentru că sunt mult mai multe provocări în existență, ajungând până la provocarea care se cheamă creație.
ajungând până la provocare care se cheamă, să zicem, a muri pentru cineva, pentru altul decât tine însuți, a prefera pe celălalt. Și literatura pune pe în mișcare multe situații de genul ăsta, să zicem. Pentru că nu cred că există fericire, așa, ca să sintetizez, în afara unei bune relații cu tine însuți, în momentul în care ți-ai ridicat ștafeta, ai tins spre un orizont, o transcendenție, și care... n-ai ratat ținta sau ai fost foarte aproape. Ideea asta pe care o enunț-o acum, să știi că se întâlnește și la Antifon din Antichitate, tot un hedonist, și este clar că hedoniștii merg pe trăirea clipei, nu să-ți trăiești clipa, să-ți trăiești prezentul, să nu-ți cauți fericirea în altă parte, cumva trecutul nu mai contează, viitorul nu contează, contează numai și numai prezentul, în concepția hedonistă. Acum mi-a venit în minte sintagma aia românească. Cine râde la urmă, râde mai bine. Chiar așa să fie? Cine râde la urmă, râde mai bine? Dacă se referă la finalul vieții. Sau fericit cel care, ca Ulise, își trăiește clipa? Cred că nu există om înțelept, inteligent, care să fie, să-și trăiască doar clipa. Pentru că noi funcționăm pe tot spectrul, trecut, prezent, viitor. Deci Ulise își trăiește clipa, de la o zi la alta își trăiește clipa, dar niciodată nu își pierde din preocupările sale ceea ce trebuie să facă, nu întoarcerea în Itaca. Sigur, ca dovadă că se leagă de catarg, da, ca nicio problemă. În același ispita... timp Ulise nu se lasă ispitit nici de Calipso, nu? Că îi oferă eternitatea, nu? Iar el se întoarce la Penelopa. Dar în același timp Ulise trăiește pur și simplu clipa. Zi de zi El scoate clipa. Din fiecare situație partea bună. Asta e o formă de inteligență existențială excepțională. În fiecare situație să vezi partea bună. E o formă de hedonism. Să iei aurul clipei. Sigur că e o formă de hedonism. Eu nu exclud hedonismul. Numai că revin, încerc să-l introduc într-o compoziție mai amplă, care să vizeze întregul existenței, așa cum sugera Nichita Dineaori. Pentru că, iată, pe lumea asta sunt lucruri dificile. Tu ai spus să nu vorbim de lucrurile negative. Există boală, există trădare în viață, există lagăre de concentrare, există războaie. Deci situațiile în care omul este pus sunt foarte complicate. Și atunci... problema fericirii se pune diferit în contexte diferite, la vârste diferite. Una e fericirea copilului, una e fericirea adolescentului, una e fericirea omului matur și una e fericirea bătrânului. Și nu poți să dai verdictul fericirii, după părerea mea, decât în final. A fost Tolstoi fericit? Ții minte jurnalul lui? Da, știu. Viața lui de familie a fost un infern. Nu poți să nu-l întreb, ai fost fericit, și el să spună, eu, miza vieții mele a fost creația. Sau poate n-a fost creația. Fiecare își dă sie și un verdict. Și fiecare trebuie să-și caute singur formula. Tolstoi, se pare că la Tolstoi, miza lui Tolstoi nu a fost creația. Se pare că nu. Tolstoi a avut alte preocupări de căpătâi, să le zicem. Nu vrea să fie un sociale, fel de... Da, a fost o personalitate complexă. Și așa mai departe, s-a băgat în tot felul de chestiuni. Știu. Chiar literatura îi se părea o chestie de 2 lei, de 2 bani, că se pierdere de timp, dar avea nevoie de bani și așa mai departe. El știe mai bine. Dar el totuși... Știe. Din jurnal rezultă că nu era fericit. Totuși, cine râde la urmă râde mai bine, asta să ne caracterizeze pe noi românii? Nu cred că e specific. Și este un lucru pozitiv sau negativ? Cine râde la urmă râde mai bine. Dacă dăm interpretarea pe care am propus-o eu, când faci bilanțul final al existenței și zici da, e ok. Zilele trecute, eu acum vrând nevrând încerc să mă situez, fiindcă am observat și poziția ta, eu încerc să mă situez pe poziția aia hedonistă. Da, da, tu faci... Da. Deși eu arăt ahedonist și tu așa. Asta e ironia sorții. Spectatorii noștri vor să zice asta cu un zâmbet ironic. Există plăcerea ale spiritului, să nu le uiți, să nu, figuri ale spiritului pline de, cum este ironia, de exemplu. Da. Există stări afective pline de voluptate. Sigur, fiecare are formula lui de fericire. Prietenul nostru Freud spune că trebuie să ne căutăm fericirea fiecare acolo unde crede că poate să o găsească. Din acest punct de vedere, fiindcă suntem fiecare plasați într-un anume fel în existență. Contează, sigur, mediul în care evoluăm, trebuie să ținem cont. Cred că este o operație destul de complexă. Problema este să-ți propui să obții ceva de genul ăsta. Fericirea cred că ar trebui căutată în prezent, în ceea ce ni se oferă,
să nu încercăm să o căutăm în altă parte și la un moment dat nu ajungi la bătrânețe, nu precum Monstru Colombre, o chestie absolut senzațională al lui Dino Buzati, nu, care se îndepărtează, se duce cât mai departe de uscat ca să nu se întâlnească cu Monstru Colombre pe mare și când se reîntâlnește cu Monstru Colombre, acum e foarte bătrân, se reîntoarce pe mare, asta e, mă duc la Monstru, mă omoară și așa mai departe, ia o barcă, merge pe mare, Monstru se apropie de el și spune: de când te caut, domnule, fiindcă vreau să-ți ofer ceea ce doreai tu. Chestiunea asta cu ceea ce îți doreai tu este iarăși o chestiune extrem, extrem de delicată. Mi-amintesc că în picnic la marginea drumului a fraților Strugaschi, fiindcă toți suntem în zona liberă, la un moment dat călăuza, pătrunde în zona liberă, ajunge la acel glob magic unde trebuia să ceară ceva. Și pur și simplu nu știe ce să ceară. Zice: Doamne Dumnezeule, ajută-mă să știu ce să... Exact ce spuneam adineori, că e foarte important să știi ce vrei, ca să-ți calibrezi existența. Până la urmă, cred că trăirea clipei este totuși un lucru extraordinar, iar a amâna pe mâine, nu mă bucur acum să mă bucur mâine, mi se pare mie puțin o chestie cam hibridă, cam aiurea, cu cine râde la urmă, râde mai bine. Noi, în general, românii nu prea știm să ne bucurăm și datorită grijilor zilei de mâine și așa mai departe, e diferență enormă între spectatorii români, nu, care participă la un spectacol, spectatorii englezi care participă la un spectacol și așa mai departe. Dar să revin puțin la Ulise. Interesant este că Platon l-a făcut praf pe Ulise. L-a făcut mincinos, l-a făcut în toate felurile. Probabil de la trăirea asta a clipei, nu? Gândesc. Da, cu toate că Ulise, în mod paradoxal, nu? Ulise avea niște calități care erau proprii lui Socrate. Curaj, stăpânire de sine, sigur, nu? Disimulare. La care Socrate... Disimulare, nu? La care Socrate... Da, păi în fond el câștigă războiul Troiei, să nu uităm, cu marea lui înșelăciune. Nu văd de ce l-ar face praf, când personajul lui preferat, Socrate, este parcă rupt din Ulise. Nu pot să nu admir inteligența extraordinară, dar iată, era un timp care se controla foarte tare. Haideți să... Revin totuși la o întrebare. Cea legată de pasiuni. Într-o viață fericită este loc de pasiuni? Oh, sigur. Da, așa, din punct de vedere psihologic, e clar că pasiunile ne, păi, dacă nu există, ne îmbogățesc și ne sărăcesc în același timp, nu? Da, ne îngustează orizontul, dar miza. Trebuie să existe miză. Pasiunile dau miza. Uite, chiar... Depinde pe ce mizezi, ca la jocul de ruletă. Acum Dan Naponte mi-a spus să spun ceva: domne, cine nu riscă, nu face nimic. Nu, cine nu are o miză, i-am spus că o să mă întâlnesc cu tine, nu... Da. Mă rog, că n-are exista nimic fără pasiuni, nu? În mod evident. Dar eu aș distinge pasiunile de plăceri. Sigur că au legătură. Și există o ierarhie. În tot există o ierarhie. Eu asta vreau să induc aici ideea. În acest și între plăceri există ierarhie. Da. În acest sens, deci pasiune contează în realizarea fericirii, fără discuție. Pasiunile de cele mai multe ori țin de plăceri, să le zicem, spirituale, dar nu neapărat sunt spirituale. Sunt pasiuni care în plus mari suferințe. Pasiunile țin de hedonism extrem de mult. Nu numai. Numai o clipă. Chiar afectivitatea, de pildă, chiar există o logică pasională. În sensul că uneori pasiunile ne determină modul de a gândi și gândim absolut aiurea. De pildă, gelosul pasionat, nu se ne Otelo, nu? Otelo pleacă de la început, de la ideea că este înșelat de către Desdemona. El pleacă aici de la sentimentul de inferioritate. Domnule, eu sunt inferior Desdemonei, Desdemona nu are ce găsi la mine, e clar, Desdemona mă înșeală. Și atunci el va gândi în continuare, va face tot felul de raționamente, dar concluzia deja a tras. Va pândi să vadă semne, nu care să-i confirme concluzia. Da, așa este. E o pasiune. Gelozia. Eu n-am spus că duce la fericire. Bun. O altă pasiune, nu? Și mania grandorii. Sigur. Care e legată strâns de mania suspiciunii. Tot pasiunea pentru bani, pasiunea pentru onoruri. Uite, pentru onoruri, care ne pervertesc total pasiunea gândirea. Pasiunea pentru puterea politică. Sunt tot felul de aberații. A, nu, tocmai asta și spun, nu poți să fii fericit dacă aceste energii radioactive nu ți le ții sub control, te aruncă. Dar apropo de, mă scuz puțin, Marian,
Apropo de pasiune, apropo de virtuți, de ce înseamnă hedonismul, de ce înseamnă eudemonismul, apropo de faptul că virtuțile unor oameni de foarte multe ori ne înșeală, ne induc în eroare, o să-mi permit în continuare să citesc o ghicitoare, ghicitoare a apărut și pe internet în diferite variante, dar care mi se pare semnificativă. Este o carte, Cartea de căpătâie a hedonismului al Flaucăr. Despre ce este vorba, vă rog să-mi acordați numai puțin atenție. Trebuie să fie ales un nou conducător al lumii și nu contează decât votul dumneavoastră. Vi se prezintă trei candidați și vi se dau următoarele informații despre caracterul lor, pe care îl alegeți. Candidatul A. Se știe că s-a asociat cu politicieni corupți și consultă astrologi. A avut două amante, fumează ca o locomotivă și bea zilnic între 8 și 10 martini. Candidatul B. A fost concediat de două ori, obișnuiește să doarmă până la prânz, în facultate a consumat opiu și bea în fiecare seară un litru de whisky. Candidatul C. Este un erou decorat în război. De asemenea, este vegetarian, nu fumează, rare ori pune gura pe câte o bere și nu și-a înșelat niciodată nevastă. Mă rog, nu că e interesant. Cei mai mulți se pare că și îndreaptă votul, acordul către candidatul C. Dar candidatul A este profilul caracterial al lui președintelui SUA Roosevelt, cel care cu Martini și cu politicienii corupți. Candidatul B, cel care a fost concediat de două ori și beat un litru de whisky, a fost Winston Churchill. Iar candidatul C este Adolf Hitler. Deci iată cum virtuțile uneori ne pot... Asta-s virtuți minore. Induce în eroare. Sigur, virtuți minore. Nu mă interesează că un individ nu bea. Asta nu contează. Nu, dar... E treaba economiei lui. Nu. Hai că, apropo, că tot am discutat despre băutură. Există un farmec al beției? Evident. O plăcere așa a beției deosebită? Toate sensurile, inclusiv în sensul de a bea vinul cunoașterii. Este o beție... Din nou există o ierarhie a stării de beție, de ebrietate. În fond, zeul inițial al grecilor a fost Dionisos, care era zeul vinului. Grecii făceau filozofie stând și bând vinul la dulce, cum spune Platon. Sigur, este un stimulant. Și beția există, nu este numai un... această formă de stimulare. Beția cumva contribuie, băutura să zicem, nu beția neapărat, contribuie cumva și la coeziunea socială, nu? Atunci sigur, când oamenii sigur. Beau ceva... se dezinhibă, devin mai sociabili, mai... Sigur. Sunt efecte de pozitive. Faptul că există foarte multe moduri de a... Sigur. De beție, nu? Sunt multe beție moduri distrugătoare, de beție. Beție extatică, beție sigur. etc. Eu spun despre beție că este un stimulant, adică un coeficient de amplificare și el stimulează dejaul existent. Adică dacă ești un ticălos, te face și mai ticălos, dacă ești prost, te face și mai prost. Iar despre cultură, care este de asemenea o formă de beție, spun că e de asemenea un stimulant. Adică cultura îi face pe proști mult mai proști și pe oamenii realmente deștepți mult mai deștepți. Deci depinde de, cum să spun, de factorul la care se ridică această putere. Dar și băutura așa în general face parte din peisajul social. Nunții, botezuri, înmormântări. Sigur. Eu aș propune... Este inevitabilă. Dar cei care nu beau sunt de asemenea bineveniți, au forma asta de beție așezii. Dar știi ce s-a constatat? Un psiholog a constatat chestiunea asta. Devin dependenți oamenii care sunt buni. Răi nu prea devin dependenți. Mă rog, nu este bine să devii dependent, este clar. Evident. Nici de băutură, de alcool, nu, nici de droguri, etc. Sigur. Etc. În continuare... În studio, v-am spus, de la început se află și Alexandra Lupanec, elevă în clasa 9 la Liceul Nicolae Cartojan. În continuare, Alexandra ne va recita o poezie dintr-un remarcabil poet român. Este vorba despre Ion Mureșan. Deci am făcut această corelație, băutura și poezia. Cartea din care Alexandra și-a extras poezia se numește Cartea Alcool, iar poezia pe care Alexandra o va recita se numește chiar Poemul Alcoolicilor. Bună seara! Poezia sună cam așa. Vai săraci, vai săraci alcoolici! Cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună, dar mai ales dimineața, când
când merg clătinându-se pe lângă ziduri și uneori cad în genunchi și scan niște litere scrise de un școlar stângaci. Numai Dumnezeu în marea lui bunătate apropie de ei o cârciumă, căci pentru el e simplu, ca pentru un copil ce mută cu degetul o cutie de chibrituri. Și nu ies bine de după stradă și de după colț, de unde înainte nu era nimic, stup, ca din iepure, le sare cârciuma în față și se oprește pe loc. Atunci o lumină feciorelnică le sclipește în ochi și transpiră cumplit de atâta fericire. Și până la amiază, orașul e ca purpurea. Până la amiază, de trei ori se face seară, de trei ori se face dimineață, de trei ori vin și pleacă păsările din țările calde. Iar ei vorbesc și vorbesc despre viață, așa, în general. Chiar și cei mai tineri dintre ei se exprimă cu o caldă responsabilitate. Și chiar dacă se mai bâlbuie și se mai potignesc, nu din cauza care expune idei teribil de profunde, ci pentru că, din cauza tinereții, ei reușesc să spună lucruri cu adevărat impresionante. Dar Dumnezeu, în marea lui bunătate, nu se oprește aici. El face cu degetul o gaură în peretele raiului și invită pe alcoolii să privească. Rând pe rând se duc să privească. Oh, unde s-a mai văzut atâta fericire pe capul unui singur om? Și chiar dacă, din cauza tremuratului, nu reușesc să vadă mai mult decât un petec de iarbă, tot e ceva peste fire. Până când se scoală unul și strică totul. El zice așa: În curând se va face seară. Atunci ne vom odihni și vom avea împăcare multă. Rând pe rând se scoală de la mese, își șterg buzele umezite cu batista și le este foarte, foarte rușine. Mulțumesc! Bravo! Mulțumesc și Alexandra! A, ce frumos ai! Ce talentată mai... ești! Da. Este aproape parte... că mi-ai făcut poftă să comit. Așa de frumos. După emisiune o să comit în greșe. Da. Acum mi-au venit și mie în minte niște versuri de Brumaru, nu? Motanii se frecau de damigene, nu, fecioarele se încurcau în gene, motanii se frecau de damigene și ne era la toți atât de lene. Da, corect. Frumos. Hai să avansăm puțin și eu tot la plăceri o să mă refer, aș dori să mă refer. Și să discutăm puțin despre plăcerile tristeții. Sigur, sunt voluptăți. Sunt voluptăți. Este clar că există... Dar asta implică alt nivel de existență pe care l-au anumit și oameni. Adică există o piramidă. La acest nivel ajung foarte puțini oameni. Pentru mulți oameni, tristețea e pur și simplu tristă, e urâtă. Sunt opere Eminescu, care sunt excelente... triste, sau care exprimă tristețe, nu neapărat că sunt melancolice. Triste. Sau, hai să zicem, melancolie este voluntatea de a fi trist. Țara pe deal, sigur, mi se pare extrem de melancolic, nu? Sau chiar Nichita Stănescu. Sigur. Nu există doar trupul meu mânlemnit, ultimul de bătrân de piatră, tristețea mea aude nenăscuții câini, pe nenăscuții oameni cum îi latră. Nu, doar ei, într-adevăr, vor exista. Noi, locuitori acestei secunde, suntem, uite că era și el hedonist, noi, locuitori acestei secunde, suntem un vis de noapte zvelt, cu o mie de picioare alegând oriunde. Nu? Sau a venit toamna lui Nichita, care exprimă o tristețe copleșitoare. Nu? A venit toamna, acoperă minima cu ceva, sigur, și așa mai departe. Este aici, evident, o voluntate. Nu este tristețea, depresie, nu e mohorâre, e bucuria de a te întâlni cu toamna, a schimba registrul afectiv, acoperă... El spune că devine mai vulnerabil, îi cere iubite lui să-l protejeze, sufletul se sensibilizează, toamna e anotimpul sufletului, deci este evident o voluptate. Dar cine e în stare de lucru? M-aș referi aici cu... este, ecuația asta, asta e ecuația lui Nichita și poate ca și a noastră, în clipele de grație. Dar pentru ceilalți oameni, tristețea e tristă. E depresie, mâhnire, sentiment al ratării, dezamăgire. S-a constatat deci trebuie să-ți antrenezi sufletul pentru astfel de stări. Asta înseamnă să iei contact cu arta, cu poezia. Cu... Asta un, spun, ecuația care, e diferită. Un pictor care prin excelență a creat picturi care să exprime tristețe,
este un american, Edward Hopper. Nu știu acum dacă noi avem posibilitatea aici în studio să vedem pe ecran câteva picturi din Hopper. Este vorba în primul rând despre o pictură automat, pictată parcă în 1900... Nu, nu este aceasta. În 1927, automat se numește pictura lui Hopper. Da, aceasta este, Marian, hai să privim puțin această pictură și să încercăm să comentăm, nu știu cât ți este de clară imaginea, nu este vorba despre o femeie singură, undeva într-o cafenea, este îmbrăcată gros, nu? Probabil că afară este frig. Da, așa pare. Poate că încearcă atunci când ridică ceașca de cafea să nu-i tremure mâna, nu? Este întuneric, dincolo de întuneric, poate un câmp deschis periculos sau un oraș ciudat. Da, dar nu rezultă că e tristă, ci pur și simplu... Adică nu știm ce în cap. Numai o clipă. Nu știm ce ai spus bine că nu rezultă. Păi tocmai asta, parcă ne invită să ne imaginăm ce este în capul acestei femei. Da, asta cer să-mi dau seama. Parcă asta a vrut Pictor, poate că asta a încercat, sigur, asta a fost încercat, intenția, nu? Evident, intenția, să ne pună pe noi pe gânduri. Poate că tipa, a fost părăsită de cineva. Se prea poate. Poate o fi, ea a părăsit pe cineva. Poate a greșit, poate are remușcări. Poate are remușcări, ce-o căuta la ora aia. Dar faptul că tu ai spus adineauri că nu este tristă. Păi, picturile lui Hopper au această calitate extraordinară de a exprima tristețea. Dar ele, picturile, nu sunt în esență triste, în sine triste. Da, personajele lui Hopper... Și... Iar noi ne bucurăm privind tristețea. Păi asta nu, tocmai știi care este chestiunea, că aici există și plăcerea tristeții. Privind aceste picturi care încearcă să exprime tristețea, noi cumva și ne invită autorul, e clar, să empatizăm cu femeia respectivă, cu personajele lui la modul general, noi suntem cumva... martorii ecourilor, propriilor noastre tristeți, propriilor noastre dezamăgiri. Sigur. Și în acest fel, cumva, aceste dezamăgiri nu ne mai presează. Și atunci, altfel le privim. Da, în general... Da. E o formă de destindere. Ca și în general, personajele... Îi punem pe umeri ei ceva din... În general, personajele lui Hopper sunt plecate de acasă. Plecate de acasă în sens cum spunem și adineau, nu întotdeauna plecatul de acasă e trist. Mă rog, sunt... Nu, numai o clipă. Deci sunt într-o cafenea, nu, iată o femeie singură, iată o altă aici, pictura se numește Compartimentul C, locul 293, o tipă care este cumva într-un compartiment. Chestiunea asta cu trenul, cum ți se pare? Să călătorești cu trenul? A, e metafora vieții. Îmi place să călătoresc cu trenul, dar e evident o metaforă. Această femeie, în trenul vieții ei, spre ce destinație se îndreaptă, nu știm ce dar gânduri se pare o poartă, că atunci, ce oameni are în cap. Atunci când călătorim cu trenul, de pildă, privirile contează enorm. Privirile se intersectează cu gândirea noastră, nu? Peisajele se succed, unele magnifice, altele banale. Vezi într-o curte un tip care dă să bea apă unui cal, la curtea următoare nu știu ce se întâmplă și așa mai departe. Da, este deci nu ne plictisesc, dar sunt spre deosebire de o călătorie cu avionul, să zicem, sau cu vaporul, unde peisajul practic nu mai contează. Sigur. Ei, se pare călătorile că... cu trenul sunt niște acceleratoare de destin. Chiar călătoria lui Hans Castorp, nu? Spre, din Thomas Mann, sigur, din Muntele Vrăjit. Exact. Călătorile cu trenul au ceva aparte, totuși. Exact. Parcă gândim mai profund. Poate de-aia rușii au artă mare, că au distanțe mari. Da, distanțele enorme, da, poate să fie o explicație. E o explicație. Da. Multe gânduri le-au venit pe drumul San Petersburg-Moscova. Da. Adică au avut timp să reflecteze asupra trecerii. Da, e o metaforă a timpului. Da, atunci când... Călătorim cu trenul, totuși, intersecția privirii cu gândirea s-ar putea să conteze enorm. Poate că noi gândim mai profund atunci când gândirea noastră nu funcționează la, să zicem, în splendoarea ei, ci atunci când este afectată de discursivă, privire, de altceva. Da. Adică activezi gânderea de tip intuitiv, poetic. Da. Și atunci atingi lucruri mai profunde. Poate că atunci ne regăsim. Dar eu cred că are legătură cu sugestia timpului, pentru că în momentul în care luăm contact cu ideea timpului în diverse forme, de exemplu, participăm la o mormântare sau vedem o pasăre căzută, cad frunzele toamna,
De asta toamna este răscolitoare, cum spune poetul Nichita Stănescu. În momentul ăla devenim, ne apropiem de noi înșine, de sufletul nostru. Alte personaje... Și asta este o mare voluptate, din punctul meu de vedere. Alte se numește melancolie. Da, alte, dar și au o forță de picturile lui, o forță așa, parcă ar fi o bucată muzicală de asta, de o melancolie deosebită, unele între picturi, apropo de ceea ce zici tu acum. Alte picturi, personajele, alte personaje ale lui Hopper sunt într-un hotel, într-o cameră de hotel, într-un bufet expres, într-o gară, într-un restaurant la marginea drumului. Repet, la modul fizic, cu toții sunt plecați de acasă. Poate că mai bine gândim, poate că mai bine ne regăsim, nu în familie, cu pozele puse pe perete și așa mai departe, ci într-o atmosferă dintre asta austeră, într-un bufet expres. Heidegger spune că, în mod esențial, pe pământ noi nu suntem acasă. Suntem într-o condiție de străinire. Mă gândeam că poate eu sugest, sufletul e ceva străin pe pământ. Deci poate că așa intrăm mai ușor într-o călătorie cu trenul, în contact cu eu-ul nostru mai profund, cu anumite idei, cu anumite gânduri. Așa cum, de exemplu, contemplarea unui fluviu, unei ape care trece, este să ai un peisaj stimulativ. Contemplarea mișcării norilor, trecerea păsărilor pe cer. Deci orice formă de genul ăsta care ne dă sugestia timpului, ne coboară în noi înșine. Asta e. Și de fapt poeții asta fac. Dacă vom fi atenți la peisajele fundamentale ale poeziei mari, astea sunt. Astea sunt. Pe malul mării, pe malul apei, în vârful muntelui, cad frunzele, se întorc păsările. Sugestia timpului. Suntem timp, domnul profesor. Și de aici toată nenorocirea noastră și toată fericirea noastră. Hai să discutăm tot despre plăcere în continuare. Marian Stavarache este un tip care citește extraordinar de mult, este un desfăcător de cărți, ca să merg mai departe. Da, lectura este nu o plăcere extraordinară, nu un viciu, o pasiune negativă, să zicem un viciu. Și hai să discutăm puțin despre plăcerile lecturii. Chiar uite, îmi venea în minte, acum mi-a venit în minte, Șar de Maia pe răzor și citește Kierkegaard, nu? Da. Emil Brumaru, să stai undeva pe un răzor între două vii, trece un pârâu pe acolo, mai este și un nuc deasupra, este vară și tu să citești. Da, este o voluptate. Deci asta face parte din ecuația mea, din tentativa mea de a fi fericit pe pământul ăsta. Și are o poziție bună, centrală, această plăcere pe care tu o numești plăcere. E mare plăcere. Dar mai sunt și alte lucruri. Sigur, și nu numai. Este locul în care, de asemenea, pentru că pentru mine cărțile nu sunt niște elemente de cultură, în sensul cult al culturii, pentru mine sunt întâlniri cu niște spirite enorme, cu niște oameni frământați, cu niște destine uneori contorsionate. Și chestia asta mă stimulează foarte tare. Niște oameni care au fost, au trăit, au suferit, au gândit și produc o mare priză, o mare impresie asupra spiritului meu. Mă învie acești morți. Și atunci le mulțumesc, sunt profund recunoscători. Iar eu le fac un anume tip de bine, îmi place să cred că inviu și eu la rândul meu, pentru că îi retrăiesc o parte din stările lor suflet, din zbuciumul lor sufletesc imens. Mă refer și la artiști și la filozofi. Și chiar la oameni de știință. Pe drum mă gândeam la Stephen Hawking și mă întrebam, fizicianul ăla care stă, omul ăsta în sine, în raport cu sine, în raport cu destinul său, a fost fericit? Un astfel de destin în spate. Ce decizie va lua în final? Ce marcă va pune el pe destinul său? Nu știu, mă întreb. Aș vrea să-i citesc memoriile, dacă s-ar putea. Apropo de plăcere și de plăcerea lecturii, eu chiar pot spune că sunt cărți pe care regret că le-am citit, în sensul că mi-au plăcut foarte mult, fiindcă dacă nu le-aș fi citit atunci, aș fi putut să le citesc acum. O să le recitești. Este o voluntate recititul. Recititul e cu dus și întors. Știu, da. Sunt unele cărți pe care atunci când le recitești, ești puțin dezamăgit. Unele, alte cărți din contră, de câte ori le recitești, cresc, cu atât, formidabil.
devin strălucitoare. Găsești mai multe, devin din ce în ce mai da. Strălucitoare. Dar apropo de plăcerile lecturii, trebuie spus și pentru spectatorii noștri mai tineri că în anii comunismului, până în 1989, a existat un adevărat cult al lecturii în România. Cărților, da. Existau, să zicem, unii spuneau, domne, cum de citeau, cărțile apărau în tiraje enorme, nu? Nichita Sănescu, poezie, să apară în 50.000, 100.000 de exemplare, era ceva incredibil pentru Occident, nu? Unde cărțile de poezie apar 1.000 de exemplare, 500 de exemplare și așa mai departe. Așa. Era chiar un motiv de mândrie națională, nu apetitul pentru lectură al românilor și unii chiar spuneau, domne, în ciuda vicisitudinilor politice, românii citesc. Nu, păi tocmai. Invers trebuia, pe asta era, că tocmai adverbul, datorită... Tocmai e singurul care merge. Tocmai din cauza asta. Tocmai din cauza asta, nu? Cu cât presiunea, găseau... chiar după 80, cred că s-a citit mai mult, cu cât presiunea sigur, dictatorială era mai mare, să zicem, cu atât citam mai, da. Mai mult. Da, e o formă de reacție. Chiar și nu numai, activitatea teatrală, era o viață culturală. Dar și activitatea teatrală, într-adevăr, nu găseai bilete, exact. Trebuia să iei biletul cu o săptămână înainte, cu două săptămâni înainte să iei bilet la teatru. Așa este. Dar aici s-ar putea vorbi, am citit într-o carte a lui Negriș, despre care vorbeam pe drum Iluziile literaturii române, el vorbește despre mai multe tipuri de cititori, vorbește despre cultul cărții în comunism și vorbește despre... cititorii pervertiți și cititorii bovarici. Cititorii pervertiți erau cei care deodată au dat de marea literatură, nu a fost anii 50, unde nu se publica nimic. Deodată în România a început să se publice William Faulkner, de pildă, nu? Anii 70. Albert Camus, să fie reeditați mari scriitori. Gengis, Proust, Virginia Woolf, a fost o perioadă de mare glorie. Și... a traducerilor cu Mircea Ivănescu, cu Sabato, literatura sud-americană. Da, a fost o perioadă absolut senzațională. Senzațională. O perioadă de pe urma căreia milițianul satului făcea niște afaceri extraordinare, nu? Că da. Se opreau cărțile, se opreau pentru el anumite cărți și le vindea la oraș și așa mai departe. Dar să lăsăm pe milițian în pace. Sigur. Vorbește Negriș despre cititorul bovaric, în sensul că lecturile erau în comunism un mod de a evada din realitatea meschină, cotidiană și lucrul ăsta este valabil pentru orice cititor din orice societate, indiferent că este ea dictatorială de sau democrat, dar mai ales la noi, într-adevăr, era un citit un mod de a evada. Da, o doză de bovarism există Și în religie și peste tot există bovarism, nu? Dar mai vorbește despre cititorul pervertit. Nu în sens negativ neapărat, în sensul că cititorul de-abia aștepta cu nerăbdare să intre în posesia unei cărți, e drept că orice carte era eveniment, nu? Se pierduse ceva din spiritul critic. Căuta să pună mâna pe carte, fiindcă aflase de undeva, că acolo în carte apărea la un moment dat o frază care se lega de faptul că Ceaușescu oprea lumina sau se lega de faptul că nu mai este carne și așa mai departe. Da, și scriitorii la un moment dat au încercat să profite de chestiile astea. De aceste... Și actorii la teatru au început. Da, așa este. Da, dar asta e o chestie minoră. Sigur. Dar ți se pare normal așa ce s-a întâmplat? Totuși este normal acest cult pentru lectură? Atunci da. Era... A fost o formă de salvare, ca să zic așa, de sănătate. Că și noi profesorii... Viața boemă, a fost o viață boemă senzațională, pe care o regret, sigur, simbolul absolut de Nichita. Dar exista un tip special de camaraderie, deci un fel de a fi altfel decât ceea ce se purta, se impunea prin numele. N-avea ce să faci. Și aceste slăbiciuni, de fapt, erau o mască în dosul căreia se ascundeau spirite serioase care munceau, care creau. Da. A fost foarte interesant fenomenul. Apropo de muncă. Exista școala de la Păltiniș. Munca este o binefacere sau e o trudă? Poți să fii fericit prin muncă? Evident. E un blestem munca? Nu e un blestem. Depinde ce muncă faci în raport cu... Cum ești în raport cu chestia aia? Dacă e vocație, dacă... Sunt oameni care stau... Scriau 18 ore pe zi. Scriitori. Faulkner sau... Dar nici să fii... Hemingway stătea în picioare... Hemingway, da, de la 5 la 10 dimineața, cam așa, 5 ore scria, dar deci, în picioare. Deci, depinde ce raport ai, că dacă faci o muncă executivă care nu-ți place și devine corvoadă și devine... Uite, Platon al tău, fiindcă tu te-ai situat de partea cealaltă a baricadei,
Platon al tău nu... Mă onorez. Îl dai cu Socrate. Platon al tău era extrem de dur la adresa celor care munceau. Îi repugna salariul. Cum adică să muncești pentru un salariu? Voi sofiștii sunteți niște tâmpiți, etc., etc. Da, la fel și Aristotel, nu? Munca era pentru sclavi, activitatea teoretică, meditația, nu? Era sigur, pentru dacă cei... am contemplat cu toții lumea, cred că ne-am prăpădit. Dar asta este, de fapt, și opinia despre munca antichității, în antichitatea greco-română. Da, deci munca condiții. Și, de fapt, și creștinismul timpuriu. Și pentru creștinismul timpuriu, munca este un blestem, nu păcatul lui Adam. Se pare că o breșă, așa prima breșă a apărut, am citit despre chestiunea asta de curând, în Italia renascentistă cu Michelangelo și cu Leonardo, nu? Care, nu, domne, munca artistică a lor, nu? Munca de pictor, munca creativă, dacă se poate spune, creația. Nu? Prin creație poți să-ți exprimi personalitatea și așa mai departe. Sigur. Cred că prin orice muncă. Cred că un meșteșugar care face mese, un tâmplar, poate să fie fericit făcând mese bune, frumoase, apreciate. La ora de... actuală cam asta este ideea, începând cu secolul XVIII. Deci, vezi că și întrebarea... raportul contează, raportul. Raportul ăsta de adecvare între ceea ce vrei și ceea ce faci, ceea ce vrei și ceea ce gândești, este atât de important să ai acest acord tu cu tine și cu situația. Și cum faci să metabolizezi situații care nu-ți plac? Pentru că există în viața noastră extrem de multă monotonie. Să ne amintim de mitul lui Sisif. Fiecare zi noi rostogolim bolovanul, ne ducem la slujbă, venim, da, ne repetăm. Cam această repetitivitate ne creează o stare de deznădejde. Dar în același timp, cum spune Camus, trebuie să ne-l imaginăm pe Sisif fericit. Pentru că până la urmă asta e viața noastră, ăla e pietroiul nostru. Viața asta este a mea, este de fiecare dată până la moartea mea. Eu nu mai am altă șansă. Deci pentru a fi în această viață, eu trebuie să fiu de acord să nu mai fiu miliarde și miliarde și miliarde de ani. Și atunci dacă activezi ideea asta și vezi în viața ta cadoul absolut, atunci pietroiul ăla e iubibil și e al tău și te poți considera fericit. Aici vreau de fapt să insist pentru fapt la ideea că trebuie să activăm foarte tare ideea de privilegiu al faptului că suntem. Puteam să nu fim. Puteai să nu fii. Puteam să nu fiu. Dar suntem. Suntem. Și sunt într-o bună condiție. Suntem și sănătoși. Și pe ideea de ființare specifică putem construi până la capăt. Este o binecuvântare. Ce bine că ești, de ce ce întâmplare există, că de sunt. Ce există lumea mai curând decât nimic? Nu, exact. Atunci începem să ne de punem ce alte întrebări mai, eu, mai, mai curând decât non-eu meu, decât nimicul de mine însumi. Dacă activezi chestia asta și vezi în viață un privilegiu, s-ar putea să ai o deschidere mai mare spre, și spre clipă, și spre trecut, și spre viitor. Dar aici trebuie făcută educația de tip metafizic pe care tu o faci. Eu căutam aici un citat din Bertrand Russell, cred că era, despre muncă, nu fiindcă sunt foarte mulți tineri la ora actuală care pur și simplu în București, care lucrează pe la firme străine, care pur și simplu sunt drogați de muncă, nu? Care muncesc extraordinar de muncă. Orică alcoolici, da, sigur, și aici trebuie o măsură. Depinde ce fac. Nu mai am o clipă, un citat din Bertrand Russell. Un semn că ne paște depresia este convingerea că fără munca noastră se dărâmă lumea. Sunt foarte mulți oameni care gândesc în acest fel, nu? Da. Oameni care muncesc ca niște robi, un fel de funcționar pe dans de bancă, mă rog, plăcerile nu există pentru ei, autodisciplină, da, rigurozitate. Sunt valori dezirabile, dar această monomanie e riscantă, pentru că lași să se pârjolească celelalte teritorii ale vieții. O viață bună e ca o masă bună. Trebuie multe ingrediente. Trebuie multe combinate gusturile, combinate momentele, combinate tensiunile, ordonate felurile de mâncare, combinate, apropo de băut, nu? Trebuie să bei la aperitiv ce trebuie băut la aperitiv. Dar, uite, apropo de hedonism, deci, nu acum că am zis că mă situez de partea cealaltă. E o masă bună. E o diferență enormă, nu, între un gurman și un hedonist. Dacă sunt 7 feluri de mâncare, hedonistul gustă din fiecare câte ceva, gurmandul se destrăbălează. Primul, nu, în general, Andrei Pleșu spunea despre noi românii că suntem cilicianul, nu?
că suntem oameni începutul, în sensul liceanu, că suntem încremeniți în proiect, Pleșu că suntem, Andrei Pleșu spunea că suntem Adami și că suntem oameni începuturilor. Apropo de mâncare, nu? Mergi la o nuntă, aperitivul, nu? Vine aperitivul, toată lumea așteaptă aperitivul, a doua zi sau a treia zi ești întrebat, nu când discuți cu altcineva, domne, dar cum a fost aperitivul? Aperitivul de obicei trebuie să fie foarte bogat, nu? Foarte bogat, e o măslină, mai tragi ceva, mai nu știu ce, mai tragi ceva și după aceea nu mai mănânci absolut nimic și ești da, puțin chercheliți și puțin amețit. O proastă administrare a situației. Da, o proastă administrare a situației, dar care e frecventă totuși. Știu. Este o știință de a trăi viața. Există o știință de a trăi viața. Asta, de fapt, ar trebui să facă filozofia în școli, să învețe pe copiii ăștia cum să-și trăiască viața, să mănânce toate felurile de mâncare, să combine gusturile și să aibă un final rezonabil. Există tinerețe, există maturi, dar există și bătrânețe. Noi nu pregătim oamenii pentru bătrânețe. Bătrânețea e cea mai mare provocare a vieții, cea mai mare surpriză a vieții. Ne pomenim bătrâni și nu știm ce să facem. Trebuie luat în calcul. Poți să fii fericit când ești bătrân? Există compensații la bătrânețe. Pasiunile devin compasiune. Există o modalitate de a fi bătrân rezonabil. E, aici trebuie să consultăm înțelepții lumii, să citim. Să-i ascultăm pe cei mai în vârstă. Uite, poate acum copiii ăștia au revelații, pentru că noi suntem așa, poate la niște tineri bătrâni. Poți să găsești niște bucurii de pildă și chiar aș dori să ne referim la alea bucurile rătăcirii. Să da, te rătăcești pur și simplu. Există și această voluntate. Pentru o minte, o derobare de la datorie. Pentru o minte super organizată, rigidă, a se rătăci, a se rătăci, a părăsi bulevardul și a lua la stânga sau dreapta pe o stradă pe care nu o cunoaște, este ceva groaznic. Poți să o faci. Sigur, dar de data este ca și cum te rătăci cu metodă, te rătăci proiectat. Una e să-ți pierzi controlul. Una e să-ți pierzi controlul și să intri în stâlp, mai ales când ai răspundere, ai în spate o familie, ești deja, nici nu mai ești singur, nu mai ești o entitate singulară, nu mai ești bachelor, ești dita mai cosmosul, familie, nepoți, strănepoți, părinți, și atunci și rătăcirea asta trebuie făcută, ca să zic așa. Planificat? Nu planificat. Nu, mai mă rog, măcar cu metodă. Să rătăcești în concediu, cum spunea revoz, să-ți dereglezi simțurile, dar cu metodă. Sigur. Vezi, rătăcindu-te, e posibil să întâlnești femeia ideală. E foarte posibil. Este posibil să întâlnești un om care... E posibil ca femeia ideală să fie acasă. Da, sau să fie acasă. Da, fi în felul ăsta că există. Dar e posibil nu să se întâmple ceva miraculos atunci când... Asta ține de spiritul de creativitate, de pofta de risc a fiecărui ins. Oamenii care sunt blocați în prudență, în hiperprudență, pentru că, de fapt, bătrânețea înseamnă pierderea capacității de a risca... Pierd acest tip de voluptate. De aceea artiștii sunt cei care ne șochează prin îndrăzneala lor chiar și la bătrânețe și încearcă până la capăt ceva nou, riscând. Iarăși revenim la domnul Dan Laponte, nu? El este, face o adevărată elogie a riscului, nu? Că cine nu riscă, nu face nimic. Sunt de acord. Da, sunt fel și fel de mize. Din păcate... Emisiunea este la final. Îi mulțumesc lui Marian Stavarache și sper să-l mai am invitat. Mare, mi-a făcut o plăcere deosebită, mai ales că m-am declarat și hedonist de la început, nu? Eu ascetist drastic. Da. Iar la final aș vrea să vă mai citesc câteva versuri foarte pe scurt dintr-o piesă cântată de toți cântăreții celebri de jazz, și care se referă, cred eu, la oamenii ăștia care muncesc extraordinar de mulți, care sunt drogați de muncă, minți super organizate, au dus autodisciplină până la Dumnezeu și așa mai departe, cum se spune. Citez în încheiere. În caz de pericol își facă haina, pune spălăria pe cap, lasă grijile pe pragul ușii, îndreaptă pur și simplu pașii spre partea însorită a străzii. Vă mulțumim pentru atenție. Bună seara! Bună seara!